A apărut în seria Memorii Jurnale la editura Humanitas, o carte scrisă la patru mâini, Anatomia ratării, tipuri și tare din România postcomunistă, Teodor Baconschi în dialog cu Dani Vivoeviu. I-am invitat în această seară pentru dumneavoastră pe autori, alături de Dan Cernilescu, critic literar, căruia îi mulțumesc încă o dată că a acceptat să ne ajute să lansăm această carte. N-am făcut încă regia, am intrat repede în scenă, așa că am să vă rog să-mi permiteți să intre pe autori, pe domnul Dan Cernilescu. Cum începem? Bună seara! Iertați-mă că încep eu. De obicei îmi place să fiu la urmă, pentru că rolul meu e cam de pirgu pe lângă pantaze și așa de pia. Eu mă autodefinesc ca bufon mediatic și îmi place să fiu la urmă pentru că se spun lucrurile serioase, academo-universitare. Dar acum, fiind amândoi autorii, să îl întrebăm pe unul cum i-a venit ideea să-l întrebe pe celălalt, mai bine vă spun eu rapid la ce să vă așteptați, după care îi lăsăm cei... Unde e ceasul? Nu mai sunt lansări după noi? Avem timp până la ora 8? În primul rând, fără niciun artificiu de captație o benevolenție, dar vă spun din capul locului că vă felicit că sunteți în acest loc. Pentru că este o carte pentru oameni deștepți, o carte pentru oameni cu bun simț etic, cu bun simț estetic, niște oameni care vor să știe pe ce lume trăim și să vadă cum reușesc niște minți strălucite, niște diplomați, unul care știe să harponeze Moby Dick-ul diplomatic și care știu să facă alchimia răului care ne înconjoară. Eu sufăr enorm din cauza că lucrări de acest gen, cum sunt cărțile lui Andrei Pleșu, cu comedii la porțile Orientului, Neliniști vechi și noi, cum e lanțul lui Radu Paraschivescu de perle, de prostii, de cretinisme din Parlamentul nostru, cum este și cartea care s-a lansat astăzi cu un titlu superb, Cum gândesc politicienii. Cum gândesc politicienii? Sufăr că nu ajung la popor. Scriitorul român nu mai are bunul obicei din marxism să se deplaseze în rândul maselor și să ia contact cu vulgul, și atunci avem un fel de exerciții minunate de luciditate în care ne privim, ne oglindim în noi înșine, în inteligența noastră și facem vidanjarea fostei septice care ne înconjoară. În volumul de față veți avea toată România de astăzi pusă pe masă, cum să-i spun, într-o manieră de scanner, într-o manieră de RMN, de tomografie, nu știu cum să spun, este un fel de biopsie luxuriantă, minunată, a tot ceea ce ne înconjoară. Și să vă spun rapid că am făcut un conspect. Ce teme, cum o să vă puneți pe gânduri cu această carte? Avem la început un lucru în care eu consum, trebuie să vă spun, cu excelența sa, Teodor Baconschi. Nu îndrăznesc să spun cum mă calific eu, un reacționar, paseist, etc., dar consumăm în niște puncte, știm să vedem și binele și rău și avem un pasaj pe care îl subliniez și îl semnez cu ambele mâini. Citez, ne trebuie consecvența căii de mijloc. O să spuneți, bătrâne, asta e utopie, la troazie în voa, ăla de unde. Dar credem amândoi în ideea și pledoaria lui Andrei Pleșu că trebuie să cultivăm mult mai mult conjuncția, asimilarea contrariilor și să nu mai vedem lumea schizoid, stânga-dreapta, să acceptăm că ambele semisfere fac parte în aceeași cutie craniană. Deci sunt de acord cu isteria sărbătorilor. Avem aceeași coroare de modul isteric în care ne bucurăm. București sunt un oraș îndrăcit, felul nostru de a fi este isteric și nu înțelegem prin sărbătoare liniștirea, istihia, reflexivitatea, ci porbagajul plin de canistre, de navete, de baxuri, totul cât mai mult, deci este o isterie. Apoi, întrebare, cât de liberali sunt liberali?
Și aveți o analiză, există un partid liberal la noi, dar există un partid conservator? Întreb, mai există vreo identitate ideologică, doxologică în politica noastră? Nu. Cred că Alexandru Paleologul l-a mai provocat aici astăzi, a spus foarte bine, dragă, nu mai există stânga și dreapta, este numai sus și jos. Aia care n-au și vor să aibă și aia de jos, care ei suportă ăștia. Formulă minunată, cancerul oligarhiei kleptocratic. Kleptocrația revine și la Alina Mângiu Pipini. Între idolatrizarea și diabolizarea străinului. Nu că n-am spus că spun că e revine, nu, nu. Dar are și o chestie cu elitele de pradă și kleptocrația. Între idolatrizarea și diabolizarea străinului. Pe de o parte ne prosternăm, cum bine știm, pare rău, Cioran spunea că avem un suflet de slugă și am spus că așa am fost de când eram mic, de înainte de roman, de la invaziile barbare, la munguri, la tătari, la turci, la greci, la ruși, la nemți, am stat să rămână coane, asta e. Suntem dezosați etic. Nu mai avem, suntem... Și deci atunci apare idolatrizarea străinului pe de o parte și xenofobia cu diabolizarea lui pe de altă parte. Vă rog să observați că ne place în fatalismul nostru miolitic să ne turnăm haznaua cu lături în cap, ca la noi la Nimerea, dar când un străin zice ceva mic așa că prea nu știți să sărim în și căută la mine. Bun. Apoi, tranzacționismul etic, o temă care este de... L-am auzit pe Mihai Ungheanu, care era un om de dreapta, un reacționar, legionarofil chiar, care îl ura pe Mihail Ralea, care a discutat prima dată despre tranzacționism. Euul nostru tranzacțional, care ca și Lehamitea, ca și Zeflemeaua, are o parte bună, o parte rea. Această adaptabilitate a românului, această plastilinizare morală a noastră, pe de o parte ne-a condamnat, pe de alta ne-a apărat. Îmi pare rău. Faptul că am stat mereu ca slugă la ceilalți, importând și fiind mereu o colonie, un receptacol, un recipient feminin care a fost continuu virilizat și însămânțat de ceilalți, este un lucru pe cât de bun, pe atât de rău. Deci aici este iarăși de căutat o cale de mijloc între demnitatea națională, national pride, și tranzacționalismul și adaptabilitatea. Citez, nu avem simțul regional al istoriei. Și asta vine bine acum când lumea vrea să meargă pe regionalism, pe geostrategii, de altfel, dar este bine de discutat. Acum îi atacă pe corporatiști, asta îmi place extraordinar, ridicolul mimetismului corporatist, la care eu aș adăuga, există un snobism în corporatism care e bun, pentru că formele, fără fond, trag fondul mai devreme sau mai târziu. Și corporatiștii de astăzi care se uită la șefii, la gastronomia de la televizor, să mâncăm eco, beco, merg, totul, pune norocir de tot ceea ce pare fiță a baștanilor comerțane și a cocalarilor, care și ei au aici un portret mare, este un lucru bun. Fițele baștanilor și fițele beizaterelor. Cred că dacă intrați la licee ca Jean Monnet, o să vedeți, dar am fost la Jean Monnet și țin să vă spun că le-am spus celor amici, voi care sunteți fiii baștanilor din București, care aveți câte 3 smartphone-uri pe voi și mașini 4x4 și chete cu lanțuri, cred că așteptam intrând în liceu să calc pe seringile cu care vă trageți în venă, la care m-au amuțit întrebându-mă de legăturile între Thomas Mann, Hermann Hesse și Ernst Jünger. Deci, bun. Apoi, asta este un loc vital la care țin foarte mult. Domnul Baconschi, să mă rog, pot să-mi permit la sua excelenție să vă spun două. Domnul Baconschi este o pledoarie minunată pentru oamenii punte. Eu spun de ani și ani să ținem cont că trenul românesc nu merge pe o șină, n-avem monorai. Trenul românesc a mers, trenul modernității noastre, pe două șine. Șina germană, care înseamnă monarhie, conservatism și naționalism, și șina franțuzească, care înseamnă republicanism, alergie la bogăție, anti-elitarism și
stângism. Am avut o elită francofilă, am avut o elită germanofilă. A mai fost și un străduleț rusofil, din când în când, vorba lui Caragiale, nu de multe ori, dacă am des, dar este foarte bine să știm că cea mai mare nevoie a României de azi este să avem traverse între șine. Că prea le vedem mereu rusofilii, germanofilii, Ardealul de-o parte, Moldova de-alta, Sudul de-alta, fără să vedem că este o nevoie de punți de legătură, de, pardon de expresie, bypass-uri, cum am și eu. Deci aici, cum spune el, ne trebuie consecvența căii de mijloc. Apoi, FSN, USL, citez, se bazează pe stofa amorfă și înfometată a maselor. O formulă definitivă. Alta este ecologismul și sectarismele imanentiste. Le veți descoperi dumneavoastră. O altă observație, nu vă spun că toate astea sunt declanșate de întrebările domnului, care sunt mult mai mult decât simplă harponare, simplă înțepare. Sunt niște volute, cum ar spune Pleșul, niște piruete interrogative, care știu foarte bune. Dar nu că este și un spectacol al lui, care este cerbul tânăr care vine către cerbul tată, să îl înțepe. Dar un lucru extraordinar este, citez, este un lucru foarte dur, mă laud că l-am spus și eu încă din anii 90, de când Ion Iliescu a chemat muncitorii să-i bată măr pe intelectuali, vă spun asta mereu, să nu uităm că libertatea noastră a debutat cu formula moarte intelectualilor, noi muncim, noi nu gândim. Să nu ne întrebăm după 25 de ani de ce sunt intelectualii priviți ca o hazna sau ca o butaforie de aruncat. Pentru că el spune foarte bine, România este o colecție de războaie civile în eprubetă. Tot ce se întâmplă la noi este o infuzare a unor categorii sociale care sunt îndoctrinate, injectate cu ură, cu dușmănie, de la piața universității din 90. Sunt segmente de populație instrumentate cu dușmănie și astea pot fi instrumentate militar la un moment dat. Poate o să vi se pare o exagerare, dar nu cred că e așa de mare. Voluptatea țâfnei. Asta cred că ar plăcea lui Andrei Pleșu, care are o manie cu țața, țața de la noi. Ați observat că toți oamenii, chiar oameni deștepți, când deschidem televizorul, prima reacție, indiferent ce e, buletin, meteo, la orice post te uiți, tot spunem, aoleu, ia uite și pe asta, s-a îngreșat, ce-ar? Domnule, este o țâfnă, noi în continuu, nu ne lăsăm să ieșim din metrou, să intrăm calm în metrou, toată lumea are o țâfnă și cum ești la Brașov în sus, să trăiți un profesor, abediere, alt ritm de viață. Deci este o pledoarie pentru călcatul imperial în istorie. Apoi, iarăși un fenomen îngrozitor, care nu e numai la noi, bântuie toată lumea, anarhia. Și a apărut la noi anarhia ca divertisment. În ecologism, în facebookime, în blogosferă, este, cum bine știți, o torpilare continuă a valorilor tradiționale, o alergie la rădăcini, o diabolizare a familiei, a heterosexualității, a bisericii, a ideii de armată, de stagiu militar, de onoare militare și o condamnare a așa zisului naționalism de la noi. Numai noi suntem legionari tribaliști, izolaționiști, în timp ce președintele Americii Obama nu se sfinte să spună by American. Iar Brooks pe Princeton cântă cu mare plăcere Born in USA. La noi acest Born in USA sună mai urât. Am născut în România. Ți-am gripat. E un fel de alba neneagră. Iar o secvență tare de tot țiganizarea noastră. O formulă superbă și a urma cu de toate. Țiganizarea, nu ne dăm noi seama cum intră ca o igrasie din subsolul ființei noastre până sus. Simplu fapt că nu avem chiverniseală, că nu avem rânduială, că nu avem știința economiei, că nu avem etosul protestant al muncii, pleacă de la această bucurie de a juca, de a sparge paraii când iam, n-am treabă. Deci o nepăsare, o lehanite,
țiganizarea are partea frumoasă, lăutărească, boemă, minunată. Cioran era încântat de țiganii lăutari unguri. Bach, Mozart și lăutari. Perfect, cum suntem și noi, Vivaldi și Zavaidoc. Dar țiganizarea merge mai departe pentru că tot le spune nu știm, nu mai știm să fim boieri. Nu mai avem călcătura boierească de altă dată și nu avem știința chivermiselii banului. Noi ținem banii la saltea, în loc să-i punem să producă, să investim. Și eu vin și spun că așa cum nu știm să fim bogați, avem cultura bogăției și, cum spunea Regina Maria, nu avem cultura succesului. Nu avem cultul britanic al succesului. Avem mai degrabă cultul rusesc al suferinței și orgoliul suferinței, în loc să punem dracu mâna și să fim câștigători. Deci cum nu avem cultura bogăției, nu avem nici cultura sărăciei. Nu avem nici demnitatea de a fi săraci. Și asta este iarăși un lucru de gândit. Un capitol aparte, Facebook-ul, blogosfera, despre care știți că domnul Maconski a scris iarăși într-o încercare de bun scrinciob mediatic, intelectual, ideologic, nici să diabolizez total blogosfera cum fac eu, care n-am pagina de Facebook, nu intru, nu dau SMS-uri abia dacă știu să scriu, să mai dau pe un mail, dar nici lucrul ăsta nu este bun. Îl apreciez în cel mai înalt grad pe autorul de astăzi, că este agorafob. Agorafob nu în sensul de mizantropie și de dispreț față de lume, dar amândoi au și noi și tot grupul, părtiniști, etc., un bun elitism. Nu e acel elitarism pe care îl critică stânga de la noi, că suntem niște sectari, stăm cu nasul... Dacă era să stăm cu nasul în turnul de fil, deci nu era noi aici acum. Așa. În sfârșit, închei că trebuie totuși să vă vorbească și ei cât de cât. Aveți pagini despre bășcălie, despre implicarea, despre sentimentul civic pe care știm iarăși că nu-l avem. O venit de la sobornicitatea noastră față de protestanți. Cert este faptul că la noi în vlog și peste tot, spațiul civic, spațiul comun, e spațiul nimănui. Și e greșit că spațiul comun e spațiul tuturor. Toți dintre noi avem în bloc apartamentele bec, cum e și în păhol, doze de bere, scuipați, țigări, florile se fură. Deci ăla e spațiul nimănui. Deci acest sentiment civic o să mai trebuiască mult să mai lucrăm la el. În sfârșit, cu asta chiar trebuie să închei o pledoarie pentru legarea autohtonismului de sincronism. Noi și aici am stat mereu să facem o dihonie, o dihotomie, o dezbinare. Până și Partidul Comunist a spus că una e dejismul cu internaționalismul, alta e ceaușismul cu naționalismul, că a fost o linie națională în partid, o linie cominternistă în partid, că am avut 90%, ceea ce e lucru real, o inteligenție de dreapta, toată cultura română, toată literatura română, 90% este dreapta. Dreapta, nu vă gândiți la extremă dreapta, ci dreapta aia normală, care erau și liberalii lui Brătianu și conservatorii lui Marghiloman și Pepe Carp și Ionimismul, toată lumea, inclusiv Naia Ionescu, Eliade și ai lui. Dincolo, 2-3 avangardiști care, a căror opere o sufli în vânt. Dar de aici până a refuza modernitatea și sincronismul și a deveni niște autohtonizanți îmbâxiți în țară și cu picioarele despălate, este o distanță mare. Deci toate astea vi le-am perserat, așa vi le-am aruncat, numai ca să vedeți câte puncte de reflexie și de meditație sunt în această carte, așa că îi felicit pe cei care vă scoate bani din buzunar cu copii. Vă mulțumesc! După o asemenea introducere, nici nu știu ce aș mai putea să spun. Constat doar că îmi place la târg. Lumea te laudă, îți cumpără cărțile, ți se cer autografie, e foarte plăcut și promit că mai vin. Aș vrea să spun că mă simt mult mai confortabil în postura de invitat la lansări când trebuie să vorbesc despre cartea altuia, nu despre prie, campionii eșecului. Nici nu ne mai trebuie promovare, adică am făcut toată treaba. Și așa am ajuns la
Anatomia ratării, am ajuns dintr-un pariu personal, pentru că eu mi-am dorit foarte mult această carte, în ideea că mi-aș fi dorit întotdeauna să citesc, să scriu o carte pe care aș fi vrut să o citesc, adică. Și mi-am ales cel mai bun interlocutor, zic eu. Am avut întotdeauna o, nu știu cum să-i spun, fascinație, poate maladivă cumva, pentru observarea comportamentelor umane. Cred că în viața anterioară ai fi fost sociolog sau psihiatru, deși cred că mai aproape de adevăr e că sunt reîncarnarea unei băbuțe de la țară care stă pe bancă. Nu era de parte de orice. Da, absolut. Și care mestecă toate informațiile din sat. Ceea ce vreau să vă spun este că am ales câteva tipologii pe care mi-am propus să le dezvoltăm și pornind de la lucrul acesta, că îmi place foarte mult să observ ce se întâmplă în jurul meu, am încercat să și creionez câteva răspunsuri. Sigur că n-am putut să o fac de unul singur. În momentul în care am început dialogul cu Teodor Baconschi și ne apropiam de finalul cărții, mi-am dat seama că pentru toate metehnele și maladiile despre care am discutat, avem un fel de consolare anecdotică. Întotdeauna știm să ne găsim partea mai comică și să ne salvăm prin lucrul acesta. Mie mi-a plăcut întotdeauna să detectez în comportamentul celorlalți inconstanța, incoerența etică, logică și așa mai departe, mimetismul, la rigoare și prostia, dar nu de pe poziția unui om care crede că deține adevărul, ci de pe, din ipostaza cuiva care încearcă să-și formuleze un răspuns pentru modul în care arătăm astăzi. Îmi place foarte mult o vorba lui Andrei Pleșu, care spunea că noi ne scăldăm mereu într-o euforie a naufragiului. Adică ne scufundăm, dar suntem veseli, sau a dezastrului, suntem veseli și zglobii. L-am ales pe Teodor Baconschi să-mi fie interlocutor și mulțumesc foarte mult că a acceptat. În primul rând pentru că mi-a plăcut foarte mult cum scrie. Dincolo de faptul că a fost, sau mă rog, a fost om politic, este diplomat, este antropolog, eu îl consider în primul rând scriitor. Și veți vedea, dacă veți avea curiozitatea să citiți cartea, că este într-adevăr unul dintre cei mai expresivi scriitori pe care avem astăzi. Eu vreau să vă spun că acest volum s-a scris foarte, foarte repede și paradoxul scrierii acestei cărți este că la finalul ei, după ce am revăzut întreaga masă, întreaga materie a volumului, mi-am dat seama că, deci paradoxul ei este că, deși sunt coautor, am ieșit din ea mai așezat, nu îndrăznesc să spun mai înțelept, pentru că am în public câteva cunoștințe care ar rămâne perplexe, dacă aș spune treaba asta, și, dar în orice caz cu o mai nuanțată opinie, da, cu o mai bună resemnare, nu știu dacă vreți. Resemnare, dar în orice caz cu un contur mai exact al propriilor nedumeriri. Vorba aia, ceea ce vă doresc și dumneavoastră și vă invit să citiți cartea. Mulțumesc! Nu mă voi lungi, doamnelor și domnilor, pentru că mai trebuie să și semnăm aici. Sper că cele spuse v-au incitat către citirea cărții noastre. Îi mulțumesc lui Dan Liviu Boieriu pentru că m-a scos dintr-o anumită toropeală și când mi-a propus, am sărit imediat pe ocazie pentru că mi-am zis, iată două, trei luni în care îți pui mintea la contribuție, nu-ți ruginește condeiul sau tastatura, nu ia mucegai și până la urmă, de ce nu? Pentru că în toate cărțile mele, asta totuși e a treia în colectiv și a 14-a în total, m-am ocupat de cu totul alte lucruri, de antropologia faptului religios, de Europa creștină, de procesele politice de extindere a Uniunii Europene, de Roma, să zicem, sau de orice alt subiect, dar nu de țara mea, nu de societatea în care trăiesc și unde pătimim cu toții câte ceva. Și tocmai de asta am zis, iată o bună ocazie să fac o oprire din asta reflexivă asupra societății noastre. Veți vedea din motto-ul cărții, un pasaj din Petru Creția, din Homo Valachicus, că nu e o carte încrâncenată care dă lecții sau pune cruci pe diverse morminte, ci pur și simplu
o carte care, lucidă fiind, iubește subiectul, nu vrea să-l omoare, vrea mai degrabă ca pacientul să se însănătoșească și cred în această putere a lucidității. Adică, într-adevăr, oscilăm între toate extremele pe care Dan Cel Mihăilescu le-a inventariat, în același timp căutăm o soluție și soluția nu va veni nici de la un exces de pesimism social și istoric, nici de la autocomplezența în care de multe ori ne complacem ca să ne disimulăm complexele de inferioritate. Cred că această carte îi va ajuta și pe cei care sunt din generația lui Dan Liviu Boieriu și pe noi, cei mai copți, ca să zic așa, că să înțeleagă ce ni se întâmplă, de ce avem amândoi tendința bună, zic eu, de a merge în trecut, de a înlănțui cauzele, de a vedea care sunt matricele din care s-au format anumite metehne, să le zicem așa. Și am căutat și un alt lucru, apropo de calea de mijloc, care nu e a treia cale a lui Tony Blair, să văd și partea bună a fiecărei postaze sociale din galeria asta de tipuri sociale pe care am investigat-o împreună, pentru că evident, România de azi nu e cea din 85, evident s-au petrecut o mulțime de schimbări, unele poate prea rapide, altele prea lente, fiecare are percepția lui asupra ritmului schimbării sociale din România postcomunistă. În orice caz, trebuie să, ca să nu o luăm razna, să vedem și partea plină a paharului și să avem totodată o rezervă morală de optimism cu privire la națiunea noastră, la ce suntem capabili să facem împreună, la cum putem inventa conviețuirea sau la cum o putem, de fapt, reinventa. Și cred că, din acest punct de vedere, cartea ar putea fi un vademecum, ar putea să fie o călăuză așa destul de presărată și cu destule ironii și glume și exemple câteodată grotești din spațiul nostru social. Dar îmi exprim în finalul acestor considerații pur și simplu speranța ca autor și ca român că ea vă va fi utilă și că vă va ajuta să vedeți peste gard ce se întâmplă dincolo puțin și să privim împreună către un viitor pe care sperăm desigur ceva mai uman, mai echilibrat, mai plin de acea banală naturalețe a vieții cotidiene, liniștite, după care toți revenim. Vă mulțumesc și vă așteptăm la semnături. Dacă este ultima lansare pe astăzi și mergem acasă cu toții, suntem de acord acum să vedem și partea plină a paharului, deși o vedem pe aia goală cel mai grea, cu condiția de a ni se umple în permanență. Așa. Întâi semnăm și plătim sau plătim și semnăm? Și una și sau. Nu știu, vreau să fiu primul. Da. Să ne aduceți la masă. Da, mergem. Mergem la masă, așa.